5.000 de cadouri vor fi împărțite de primarul Ion Lungu și în acest an copiilor cu minți din municipiul Suceava. Locațiile anunțate unde prichindeii vor primi pachetele de la Moș Crăciun vor fi în Burdujeni, lângă Biserica Sfântul Andrei și la bradul din centrul municipiului pe 17 decembrie. În ambele locații, ora de distribuire a cadourilor va fi 17. 5.000 de cadouri la copiii de Crăciun, de sărbători de iarnă, așa cum am făcut în fiecare an. Pe data de 17 decembrie 2013, ora 17, la Burdujeni, lângă Biserica Sfântul Andrei, iar pe data de 18-12-2013, la ora 17, în centru, lângă bradul de Crăciun. Rog copiii de la școli, părinții care știu că au copii cu minți, să-i trimită să întâlnească cu Moș Crăciun. Avem pregătite 5.000 de cadouri, conform tradiției, așa cum am dat în fiecare an. Valoarea unui cadou oferit de primăria Suceava este de 10 lei, iar șeful administrației locale a precizat că nu a putut renunța la această tradiție. Dulciuri portocale în zona asta, dulciuri portocale. Cât ce vreau zici? Deci am luat pe ofertă de la Metro, foarte ieftin, zic eu, undeva la 100 de lei, da? 100 de mii, da, 10 lei, vorbim, 10 lei, da. 10 lei, dar urmez tradiția lungă. De 10 ani dau în fiecare an cadouri sărbători.